Bun găsit, dragilor! Dacă este sâmbătă, este efervescent, așa că vă invit să urmărim o nouă ediție a emisiunii. Ediție în care sunetul muzicii este adus în casele dumneavoastră de o tânără talentată. O tânără în mâinile căreia harpa sună divin. Alături de mine pe Rosalia Pataki. Bună, Rosalia! Bună! Îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea și că ai venit să ne povestești așa câte un pic despre această pasiune a ta. Și eu îți mulțumesc că m-ai abordat. Rosalia, te-am văzut cântând și am văzut devotamentul tău și pasiunea. De unde a apărut aceasta pentru muzică, această pasiune? Pasiunea a apărut în timp, în schimb cu talentul m-am născut. Și de mic îmi plăcea să cânt și părinții mei m-au ajutat, m-au îndrumat mai departe pe drumul acesta și încet, încet am început să investesc multe sentimente în talent și am ajuns să fie o pasiune care face parte din viața mea. Harpa și naiul sunt considerate instrumentele zeilor. Cum ai ajuns tu să cânți la harpă, dintre toate instrumentele? La harpă, sincer, nu știam ce este harpa. Și eu voiam să cânt, bine, ca toate fetițele mă gândesc, vroiam să cânt la pian, dar fiind la o vârstă destul de înaintată, pentru că aveam deja 10 ani, când m-am dus la un liceu de muzică, nu am mai putut să urmez acest instrument, pentru că presupune o începere mai fragedă. Și atunci am avut de ales dintre mai multe instrumente și harpa mi-a plăcut cum sună cuvântul. Și așa am ajuns la harpă. Este greu? Pentru că, din câte am citit, eu am văzut că este un instrument pentru bărbați. Un instrument la care cântă bărbați, mai puțin femeile. Apropo, câte harpiste sunt la noi? Știi ceva? Sunt destule și totuși puține. Cam o harpistă la două instituții de cultură, cam așa. Cam așa sunt. Adică, nu știu, vreo maxim 10, dar nu cred. Și este greu să cânți la acest instrument? Greu este să cânți la toate instrumentele, pentru că pentru a cânta la un instrument ai nevoie de multă muncă, să faci performanță și nu contează că ai pedale sau că ai grifură. Important este să muncești la fel de mult la toate. Că veni vorba de muncă. Cât muncește un muzician, un instrumentist? Mult, foarte mult. Cât de mult? Adică tu, concret, cât dedici pe zi studiului? Cea mai mare parte a zilei o dedic studiului. Nu știu, de la câteva ore în sus, 3, 4, 5. Bine, acum nu există în fiecare zi numărul ăsta de ore, că poate nu mă simt bine sau poate nu am starea necesară. Dar în principiu cam așa, de la 4 ore în sus facem treabă. Cum a fost când a aruncat prima dată pe scenă? Câți ani aveai și cum te-ai simțit? Cum ai simțit publicul în fața ta? Pentru că presupun că erai un copil când ai urcat prima dată pe scenă. Da, eram clasa 5-a, prima mea audiție din viața mea. Am tremurat și acum mi-aduc aminte că a venit mama mea, toată familia la mine la audiție să mă vadă, să mă audă, fata lor cântă la harpă și așa. Și a întrebat-o pe profesoara mea dacă se merită să rămân la instrument. Doamna mea profesoară de atunci a zis, da, este foarte bine. Și când am auzit și întrebarea și răspunsul, am tremurat de la începutul piesei până la sfârșit și încă vreo 10 minute după. Deci da, am avut emoții, o grămadă. Acum, după atâta timp, mai ai emoții când urci pe scenă? Da, clar. Am emoții pentru că fiecare apariție pe scenă este o trăire. E ca și un episod nou din viață, nu știi ce se întâmplă.
poate te pierzi, poate nu te pierzi, poate îți sună bine, poate uiți notele, îți transpiră palmele, nu știu, n-ai climă în sală sau ai și îți bate curentul, deci tot felul de chestii. Ești emoționat, niciodată n-ai cum să fii, nu știu, ca și cum aș duce să cumpăr pâine. Nu, e o trăire intensă. Care sunt compozitorii tăi preferați? Compozitorii mei preferați? Îmi plac în mod deosebit cei francezi, pentru că îmi place muzica impresionistă. Și plus că atunci harpa a avut o înflorire mare, ca să zic așa. Au scris foarte mult pentru harpă și este o muzică în care poți să-ți imaginezi, în care poți să fii tu, să fii mai liber, să te simți bine. Muzica românească are loc în repertoriul acesta cântat la harpă? Ai încercat să cânti din compozitorii noștri români? Da, am încercat și nu doar că am încercat, am și cântat, pentru că toată literatura universală a muzicii este frumoasă. Și noi avem compozitori care au scris muzică de calitate și da. Dacă ar trebui să asculți așa o lucrare, la nesfârșit, care ar fi aceea? Am mai multe pe care le ascult la nesfârșit. Zine și nouă câteva. Am poemul simfonic Vltava, care este făcut și pentru harpă. El este scris de Bedrick Smetana. Apoi am, dar care nu este scris pentru harpă, Requiemul de Fore, de Gabriel Fore, pe care l-aș asculta și dimineața și seara și oricând, nu mă plictisesc niciodată. Și am și din repertoriu românesc, pentru că mai ascult, am de Enescu, Sinfonia a doua, pentru că a scris și simfonii. Îmi place să ascult Ciardașuri, pentru că la origini eu sunt unguroaică. Bine, sunt cetățean român, dar originile mele sunt ungurești și îmi place să ascult și Ciardașuri foarte mult. Ești o tânără cu foarte mare potențial și ca tine sunt foarte mulți. De ce ai rămas în România? Pentru că presupun că aveai posibilitatea să faci carieră și în afară. Și totuși ai ales să rămâi în România, mai mult decât atât, să pleci din orașul tău natal, din Severin, acolo unde te-ai, Cara Severin, acolo unde te-ai născut, și să vii aici în Oltenia, în Craiova. De ce schimbarea asta? O să încep cu începutul. Vreau să rămân în România, pentru că și peste hotare știu foarte bine că nu este ușor deloc. Nici aici nu este ușor. Nu știu, sunt atașată de țara asta. Așa. Iar venirea mea din Banat, în Oltenia, în primul rând se datorează faptului că post nu am avut de harpistă în Banat. Și găsind aici loc liber, am venit, am colaborat de câteva ori, am dat concurs apoi și m-au adoptat. Ai rămas aici la noi? Da. Îți place aici în Craiova? Da. Suntem diferiți ca firi, ca, eu știu, și mentalitate. Suntem mai agitați așa în comparație cu cei din părțile astea, cu ardelenii. Îți place? Bănățenii? Că pădure fără uscături nu există. Și, nu știu, într-adevăr, în Oltenia oamenii sunt mai repede, așa le zic eu, decât noi. Dar, nu știu, sunt bun la suflet și la noi sunt bun la suflet. Probabil contează și persoanele cu care vrei să te înconjori și dacă vrei să vezi părțile bune mai mult. Dar mie mi-a plăcut orașul ăsta. De când am venit, mi-am făcut și prieteni destui. Nu știu, tare mi-a plăcut. Ai avut momente grele în viața ta, peste care ai trecut mai greu sau mai ușor. Cum au fost și cum ai reușit să treci peste ele, având în vedere faptul că tu ești și departe de familie, departe de prietenii tăi, ești aici singură, să spunem așa. Cum ai trecut peste greutăți? Cu deviza mea, eu vreau, eu pot. Deci cu asta am defilat de cele mai multe ori când am dat de momente mai grele. Dar, nu știu, nu le iau neapărat ca pe niște greutăți.
iau chestii care sunt firești și care vin oricui. Singură nu am fost niciodată, pentru că întotdeauna a fost cineva care să-mi dea un telefon, să mă întrebe dacă sunt bine, dacă am nevoie de ceva. Cu prietenii mei de acasă am ținut legătura, mi-am făcut și aici destui... Nu pot să zic că am simțit așa o ruptură sau să mă simt neapărat foarte singură sau... Nu. Dacă ar fi să-ți imaginezi spectacolul, concertul vieții tale, pe ce scenă ai vrea să fii, alături de ce orchestră și eventual ce dirijor ai vrea să fie la pupitru? Asta e mai greu. Eu presupun că fiecare muzician își face așa un vis și are un vis să cânte pe o scenă mare alături de orchestre renumite. Eu, sincer, aș cânta și cu Filarmonica Oltenia, dar mi-ar plăcea să cânt la mine acasă. Nu știu, asta e unul dintre cele mai mari visuri ale mele. Acasă am dat recitaluri de harpă, dar încă n-am apucat să cânt cu orchestra la mine acasă. Noi îți urăm ca în viitorul cât mai apropiat să ai parte de acest lucru, să cânți acasă la tine. Ce muzică ascultă Rosalia atunci când se relaxează? În afară de muzica pe care o cântă pe scenă, ce alt gen de muzică mai asculți? Ascult rock, ascult jazz și așa, ascult în general muzică bună, cred eu. Ți-ar fi plăcut să te faci dacă nu te făceai muzician, dacă nu erai muzician, ce cale ai fi ales? Hairstylist. De ce? Știu, asta a fost visul meu, să mă fac, dacă nu intru la conservator, zic, vreau să mă fac hairstylist. Nu știu. E oarecare distanță, așa, oarecare diferență între ce faci tu și ce ți-ai fi dorit. Păi, Eu mă gândeam că ai fi vrut ceva tot în domeniul, hai să spunem, artei, ceva... Eu consider că este tot o artă, pentru că de mic am mers pe principiu să faci oamenii frumoși. Și prin a tunde și a-i aranja, clar îi faci să fie mai, să arate mai bine. Și prin muzică, bineînțeles că sufletește, îi schimbi, îi faci să aibă anumite trăiri. Dar dacă nu, asta mi-ar fi plăcut, sincer. Ce pasiune are? Am făcut așa o pauză pentru că tu știi la ce mă gândesc eu, la ce pasiune, în afară de muzică mă mai gândesc. Dar vreau să le spui și dragilor noștri telespectatori care ne urmăresc, ce alte pasiuni are Rosalia? Bine, mie îmi place să mă car cu motocicleta, să mă duc la întrunirile moto și, ce să zic, să mă distrez la petrecerile de acolo. De ce motocicleta? De mică visam să mă mărit cu un motociclist. Deci asta visam. Și nu știu, încet mi-a apărut și pasiunea asta de a conduce și eu un motor, să văd cum e, pentru că a fi pasager e una și a-l conduce tu este alta. Și cum este să conduci un motor? Tu știi, se vede. Ești o domnișoară destul de micuță, slăbuță. Cum este să conduci un motor? Pare greu, dar nu e greu.
trebuie să ai curaj, pur și simplu. Nu știu, motocicleta este, după părerea mea, mai ușor de condus decât o bicicletă. Da, dacă spui tu. Punct de echilibru și, nu știu, te ajută mai mult. Eu cu bicicleta nu aș să măcar când am făcut școala de motocicliști. Da, mă gândeam că e mai ușor cu bicicleta, dar dacă spui, atunci eu renunț la bicicletă și mă apuc de motociclism. După părerea mea, le poți face pe amândouă, că bicicleta te ajută la inimă, la... Când ai urcat prima dată pe motocicletă, câți ani aveai? 22 de ani, cred că, cam așa. Cum arată o zi obișnuită din viața ta? O zi obișnuită din viața mea. Mă trezesc de dimineață, îmi fac o cafea, mănânc și apoi mă duc la studiu. Și după studiu mă relaxez un pic, nu știu, poate merg să beau o cafea sau o apă sau orice. După care mă mai întâlnesc cu niște prieteni de-ai mei cu care ne mai întâlnim așa și după aceea iarăși mă întorc la studiu și când se face seară mă duc acasă pentru că nu mai pot de somn și adorm. Deci viața ta este practic un studiu continuu. Da, cam așa. Nu-i chiar continuu, că mai fac și pauze. Mai micuțe pauzele? Da, depinde de situație. Că uneori sunt și mai lungi, nu doar scurte. Rosalia, sunt foarte mulți tineri care aleg această cale. Ce sfaturi ai avea tu pentru acești copii, să le spunem, care sunt încă pe băncile școlii și care doresc să se facă instrumentiști și nu numai, muzicieni? Ce sfaturi ai pentru ei? La toți le doresc din tot sufletul meu să-și urmeze visurile și oricât de greu ar fi, pentru că sunt și momente în care nu este tocmai ușor, să nu renunțe tocmai atunci să se ambiționeze mai tare. Și asta nu doar în domeniul muzicii, eu le-aș recomanda în toate domeniile. Rosalia, îți mulțumesc pentru acest mic interviu și la fel îți doresc multă baftă și un drum lin cu motocicleta. Mulțumesc mult! Cu drag! Sper să mergem odată împreună cu motocicletele. Abia aștept! Bine! Îți mulțumesc foarte mult că m-ai chemat și sper să ne mai întâlnim. Cu siguranță! Atât pentru astăzi. Eu vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră, numai la Alege TV. Un weekend minunat!